Bine, copii! E timpul să vă împărțiți în grupe de câte trei pentru proiectul nostru anual la științe. Partea bună la proiectele în grup e că nu pot primi o notă mică. Nu când sunt în echipă cu prietenul meu, omul de știință, Sherwood. Tu și cu tine veți forma echipa A. Cum? Domnule Fit, eu de obicei sunt în echipă cu Angelo și Lola. Tu și cu tine veți forma echipa B. Maneti, faceți loc pentru știință. Super, amice! Avem un om de știință în echipă? Da, luăm 10. Nu înțelegeți greșit, îmi place de voi, dar de obicei sunt cu Anne și Lola. Tu și cu tine echipa ce? Mă scuzați, domnule Fit. Ce e, Angelo? Acest nou mod de a ne împărți pe grupe e puțin cam nedrept, nu credeți? Nu, tu și cu tine echipa de... Adică nu putem face schimb de colegi de echipă între... Nu! În plus, una dintre cerințe este ca fiecare elev să contribuie. Sau tu și tu. Sau... Sau toți primiți notă mică. Cred că glumești. Și dacă luăm toți notă mică? Atunci va trebui să recuperați orele de știință în pauza de masă o săptămână. Nu putem permite asta. Da, dar așa se va întâmpla dacă reușim să-l implicăm pe Maneti în proiect. Tu. Da, m-am învins. Folosim metoda științifică? Da, cum ne-a învățat Fit. Titlul proiectului? Transformarea neciopritului Maneti în Maneti drăguțul. Folosind metoda științifică. Cred că visezi. Vorbesc serios. În cazul în care nu ați fost atenți când vi s-a predat metoda științifică, dați-mi voie să vă reamintesc. Pasul 1. Pun o întrebare. În cazul nostru, se poate transforma Maneti din necioplit în drăguț? Am o întrebare mai bună. Ți-ai pierdut mințile? Poate. Ascultă, amice, nu e deloc necesar să te implici. Trebuie doar să te prefaci. Dacă asta înseamnă că nu fac nimic? Desigur, vom umbla doar după tine și îți vom pune întrebări. Bine, dar fără păcăleli și fără chestii științifice. Fără chestii științifice. Am înțeles. Acum că am lămurit asta, putem trece la... Pasul 2. Cercetează mediul. În cazul nostru, vom observa comportamentul obișnuit al lui Maneti și îl vom filma. Acesta e specimenul în habitatul său natural, școala. Oamenii de știință numesc această modalitate de hrănire păscut. Masculul alfa poate fi intimidant, adică imitat, foarte imitat. Maneti, e tema mea. Gura, Sherwood. Să împrumuți idei este ceva specific uman, iar fuga este un instinct animalic primordial pe care noi, ca mamifere, îl avem. Acum putem trece la etapa a treia cercetării. Înaintează ipoteza. Spune-o tu, Lola. Cu ajutorul experimentelor, comportamentul lui Maneti poate fi schimbat. Hei, merită încercat, dar să nu ne facem speranțe. Pasul 4. Testează ipoteza prin experimente. V-am spus că eu nu mă implicizez și fără păcăleli. Nu se implicizează. Fără păcăleli? Am înțeles. Ce zici să ne uităm la un film? Nu ești științific, nu, Maneti? Păi... Acesta e specimenul în habitatul său natural. Școala! Ai niște popcorn? Uite ce credem noi că se va întâmpla. Dacă Maneti vede cât de nepoliticos e, creierul său va înțelege cumva că ceea ce face este rău. Oamenii de știință numesc această modalitate de hrănire păscut. Păscut? Bună glumă! De fapt, nu asta era ideea. Începe să-mi placă. Mereu mi-am dorit să văd cum mi se rup pantalonii. Și-a rupt singur pantalonii. E cel mai amuzant lucru pe care l-am văzut. Nu-i amuzant, Maneti. Nu pot respira. Haide, amice, Maneti, trebuie să te comporți frumos cu oamenii.
Bine, fie, procesul de conștiință nu funcționează. Să încercăm o altă abordare? Cum ar fi gâdilatul? Cum ar fi să-l răsplătim pentru bună purtare? Uitați ce v-am spus despre păcăleli. Voi doi sunteți haioși. Și ce primesc dacă o arunc? Zmeul ăsta e groaznic. Haide, dai o mână de ajutor. Hei, uitați, am luat zmeul. Presupun că și asta e o modalitate. Trebuie să distrug mingea. Wow. Hei, era abțibilul meu. Bine, bine, acum fă un compliment. Nu transpir prea mult. Mersi, cred. Hei, cred că încă mai trebuie să lucrez la tehnică. Dar tot primești un balon. Arăți mai bine ca ieri. Ce drăguț, cred. Manet, e nepoliticos. Îmi place să sparg baloane. Ce spui dacă am încercat ceva mai ușor? Hm? Deci, cred că nu ai mai spus niciodată, îmi pare rău. Așa că ai putea încerca. Gata? Hai! Îmi pare rău că ești aiurit. Îmi pare rău că ești urât. Îmi pare rău că am deșurubat toate solnițele din cantina școlii. Cred că glumești. Să facă progrese. Nu credeți, domnule profesor Angela? Într-adevăr, doctor Lola, se pare că răspunde pozitiv la stimuli. Acum știu ce e bine și ce e rău. Ce nu e bine e mai amuzant. Stai, tocmai ai zis stimuli? Stai așa, ăsta e un cuvânt științific. Cred că am contaminat specimenul. Acum gândește. Bine, trei cuvinte. Proiectul este mâine. Două cuvinte. Somn hipnotic. Cu eficiență de 100%. Vei crede tot ce-ți spunem noi. Nu sări rândul la prânz. Ține ușa deschisă pentru colegii tăi. Dă-mi voie. Mulțumesc. Oh, cât cavalerism. Spune mereu, te rog. Știință? Fără chestii științifice. Trebuie să distrug mingea. E amuzant să spargi baloane. Cred că visezi. Vrei, te rog. Visul ăsta s-a transformat în coșmar. Mă simt ciudat. Nu mă simt eu. Mă duc acasă să trag un pui de somn. Deși nu mă simt deloc obosit. După voi, domnițelor. Oh, mulțumesc. Dați-mi voie, vă rog. Stai, nu, ăla e proiectul nostru. E fragil. Ca mine. Am terminat, domnule Fit. Maneti a curățat bureții? Se comportă diferit. Nu l-am văzut pe Maneti să-i curețe. Dorește cineva să-și prezinte proiectul primul? Da, Maneti? Pot să propun grupa mea pentru prezentare? Bine, ar fi foarte educativ, Maneti. Și în sfârșit, pasul 5. Prezintă proiectul. Experimentul nostru. Să-l transformăm pe Maneti nepoliticosul în Maneti drăguțul. Experiment? Stai puțin. Eu nu sunt un experiment, pentru că asta ar fi chestie științifică. Va fi interesant. Oh, nu, nu-ți permit.
Manetii cel drăguț, trebuie să câștigi. Așa rău. Nu, haide, da, vreau să fiu rău. Cum s-o faci, manetii cel drăguț? Haide, manetii cel drăguț. Haide, manetii cel drăguț, trebuie să câștigi. Ce faci? Renunți? Nu vreau. Cine a câștigat? Iar m-am învins. Manetii nepoliticosul câștigă. Ei bine, ați avut un proiect interesant, echipă B. Și chiar dacă ipoteza voastră s-a dovedit a fi falsă, ați participat cu toții la proiect. Prin urmare, primiți note de trecere. Eu zic că ne-am descurcat de minune. Oh, da! Ți-a plăcut acest episod? A fost cel mai bun episod de până acum! Amice, care-i treaba? Faci provizii pentru iarnă sau ceva? Nu, mă pregătesc pentru excursia de vinerea asta. Zonca ne duce la Crevasa, cel mai grozav centru de escaladă din oraș. Iar eu m-am antrenat, fiți atenți. Angelo, ai grijă! Tricoul meu nou-nouț! Nou? Nu diferă cu nimic de cel pe care îl porți lunea, marțea, miercurea, joia. Vei plăti pentru asta, Angelo! Au! Brațul meu! Brațul meu! Cred că s-a rupt! Adică... Brațul! Tracy, ce s-a întâmplat? E vina lui Angelo! M-a împins! Nu, n-am făcut-o! Serios, domnule Fit, chiar nu! Da, abia a atins-o! Se preface doar! Am auzit destul! Mi-e frig! Mi-e atât de frig! Serios, domnule Fit? Se preface! Uitați-vă, e evident! Vai de mine! Serios, un gips fals? Fata aia e malefică! Asta nu e bună! De ce nu-și folosește cealaltă mână? Domnule Fit, nu mă pot descurca de una singură. Am nevoie de ajutor. Oh, nu. Păi, este evident, de acum Angelo va sta lângă tine la ore. Dar cum rămâne cu ziua de vineri, domnule? El va merge în excursie și eu nu o să pot merge. Atunci Angelo nu va merge. Rămâne aici ca să te ajute cu orice ai nevoie. Ai folosit cerneală albastru închis. Vezi tu, mie nu-mi place culoarea asta. Vreau să rescrii totul cu albastru deschis. Mai jos, mai jos. Ah, da, acolo. Oh, nu mai rezist nici o secundă. Trebuie să dovedim că are un gips fals și... Azi am cursul de balet și, de vreme ce nu poți dansezi, tu vei dansa în locul meu. Oh, nu! Fit mi-a spus să te ajut în timpul orelor, nu după. Acum, dacă mă scuzi, planific o misiune pentru așa zisa ta fractură. Bucură-te de orele tale de libertate, Angelo, cât încă le mai ai. E simplu! Construim un aparat de radiologie, o păcălim să intre și apoi toată lumea va vedea că nu are nicio fractură. Avem nevoie doar de materiale radioactive. Sau putem încerca altceva. Eu aș vrea să știu cum a reușit Tracy să facă rost de scutire medicală și de radiografie când de fapt n-are nimic. Adică astea? E scutirea și radiografia lui Tracy. De unde ai făcut rost de ele? Ah, să zicem că le-am împrumutat din biroul domnului Fit. Să mi-ascund portofelul când ești prin preajmă. Adică ăsta? Bine, potrivit scutirii, doctorul lui Tracy lucrează aici. Trebuie să fie o greșeală. Este imposibil, e cabinetul veterinarului. Tracy, scuze, nu-mi spune nimic numele ăsta. Spune E scundă, roșcată, are ochelari și un tricou pătat cu suc de struguri. Cu un zâmbet malefic? Ce spuneți de asta? O recunoașteți? Da, e o fractură. Stai așa. Recunosc radiografia asta. E chihuahua-ul doamnei Puffin. Oh, da! Ha, cum îmi amintesc?
Un proiect despre animăluțe rănite, spui? Da, oh, și eu iubesc animalele. Am nevoie doar de radiografia unei mâini fracturate. Adică unei lăbuțe. Oh, și semnați scutirea asta, vă rog. Bine. Stai, ce am semnat? Hei! Super! Am probe împotriva lui Tracy. Viața mea de sclav s-a terminat. Angelo, mâine ne vedem cu o jumătate de oră înainte de școală. Îmi vei lustrui pantofii? O, am să vin, chiar cu o oră mai devreme. Cred că domnul Fit va fi foarte surprins. Hei, domnule Fit, priviți aici! Pot să vă dovedesc că Tracy... A fost pe aproape. Nasul meu! Oh, nasul meu! Cum? Nu te-am atins! Trebuie să înceteze să mai reacționeze așa. Angelo, care e problema ta? Voiam să vă arăt că Tracy minte legat de fractura ei și... Doamna Fit, e adevărat! Scutirea ei este falsificată! Avem dovezi! Ați furat scutirea din biroul domnului Fit? Tupeul! Tupeul! Ai dat de mare, mare necaz, tinere! În ritmul ăsta va purta gipsul fals tot anul. Doar dacă... Nu trebuie să-l dea jos fără să vrea! A doua strategie, jos gipsul! Cred că mi se face rău. Rezistă! Haideți! Nu mă judecați! Trebuie să mă apropii de ea ca planul să funcționeze! Putere de scârpinat! Foarte puternică! Își va da jos gipsul în 3, 2, 1... Cred că e ceva în neregulă cu pudra. Să vedem. Ți-a ieșit din minți? Mă mănâncă, mă mănâncă, mă mănâncă. Scarpina, de acolo. Totul pare în ordine. Ciudat. Nu-i deloc ciudat. Chiar vreau să mă scarpin acum. Dar din fericire sunt la cursul de relaxare al domnișoarei Perlă. Pudra de scărpinat e doar o simplă mângâiere. Ți-ar prinde bine să stăpânești tehnica asta? De ce? Fiți atenți! Tracy o va prinde din instinct și toți vor vedea că nu are brațul rupt. Ochiul meu! Oh, ochiul meu! Angelo! Nu o să arunc cu piersici în Tracy. Scrie asta de 300 de ori. Nu, unchiule Fit, nu-l pedepsi așa. În schimb, fă-l să fie sclavul meu. Adică ar trebui să mă ajute în timpul și după ore. O idee excelentă, Tracy. Poftim? Oh, nu, ce vei face acum? Excursia e mâine! E cea mai rea pedepsă din lume. E grozav, Sherwood. Ne-ai pierdut. Nu, cuvântul cheie este pedepsă. Tracy adoră să pedepsească oamenii, nu? Păi, ce e? Ora de balet! Toată lumea pe poziții! Terminat! Operația 3 se își iese din minți a început! Terminat! Să trecem la treabă! Terminat! Dragi prieteni, e ultima mea șansă. Dacă nu, îmi iau la revedere de la crevasă și de la sănătatea mea mentală. Poftim! Interzis să aduceți obiecte zburătoare în școală. Angelo, ia caietul de detenție și scrie numele acolo. Dar îți car cărțile. N-am nevoie de ele, iubitule. Te-am pus să le car pentru că așa vreau. Repede, ne scapă. Nu am pix. Bățul, bățul, bățul pogo. Hei, sala profesorală e doar pentru profesori. Și interzis să aduci bețe pogo în școală. Angelo, dai 10 ore de detenție. S-a făcut. Oh, păcat, e albastru închis. Nu-ți place culoarea asta? Trebuie să iau altul. Nu-mi pasă. Pogo. Unde sunt profesorii? O să vă placă următorul cântec tibetan, domnișoară Perla. Alo? E cineva? Cred că ușa e blocată. Nu-i vom putea ține acolo pe profesor prea mult timp. Terminat! Ce e în regulă cu școala asta? Bătaie cu mâncare!
Vă ordon să încetați. O să vă trimit pe toți în detenție. Angelo, dă-le tuturor o lună de detenție. Opa, o pată. O iau de la început. Tricoul meu! Până aici. Să nu spuneți că nu v-am avertizat. Tracy, ce s-a întâmplat cu gipsul tău? Ta-da! M-am vindecat! Datorită brocoliului de la cantină. Ai multe rânduri de scris cu mâna ta vindecată, domnișoară. Dar cum rămâne cu bătea cu mâncare și cu bățul Pucu? Și... Crevasă, vin acum! Nu! Gipsul ăsta e adevărat! Nu am voie să mă cațăr! Dar există și o parte bună! Angelo! Wir lieben diese Episode. Das ist die beste Angelo!